Să vorbești cursiv, cu intonație, clar, să ai grijă ce spui și cum spui, dar și cum stai, ce atitudine să ai. Oricine dorește să acceadă la o carieră în jurnalism ar trebui să le aibă în tolbă. Se învață, normal că se învață și ar fi bine chiar de mici să fim obișnuiți atât cu exerciții de dicție, dar și cu prezența în fața camerei de luat vederi. Carmen Ivanov, trainer de dicție, ne povestește totul despre ce se întâmplă într-o școală TV, dar și cum pot învăța copiii secretele unei dicții perfecte. Bun venit, Carmen! Bine te-am găsit, mă bucur tare mult că am ajuns din nou să povestim, pentru că, da, într-adevăr, este și o perioadă destul de provocatoare pentru cei care au școli private de acest tip, pentru că noi am reușit cum necum să ducem școala de televiziune pentru copii, dicție.ro, pe un făgaș în care totuși reușim să ne ținem cursurile, având în vedere de ce se întâmplă pe afară. Dar referitor la ceea ce tocmai ai spus, da, este foarte important să avem o dicție bună încă de mici, pentru că nu e așa, trebuie să facem tot felul de prezentări, poate la biologie, poate la geografie, poate la un poate spunem o poezie în fața clasei. Da, exact, ar trebui să putem vorbi în așa fel încât să ne și înțeleagă oamenii. Știi ce îmi spun părinții care își înscriu copiii la școala de televiziune? Nu neapărat pentru a face televiziune, ci pentru a le îndrepta vorbirea, în general în jurul vârstei de 8, 9, 10 ani. Copilul meu a vorbit foarte bine, dar acum nu-l mai înțeleg ce spune. Pentru că, și eu pot să-i continui fraza părintelui, știi deja, pentru că vorbește prea repede, pentru că nu termină cuvintele, pentru că se ia după alți colegi care vorbesc așa e cool, în felul acela, da, și pentru că mormăie și pentru că preferă să indice obiecte cu cuvinte mai simple, cum ar fi asta, ăla, dă-mi aia, asta da, de acolo, dă-mi aia de dincolo, în loc să spună numele respectivelor obiecte. Și atunci mie mi se pare că din toate punctele de vedere trebuie cumva intervenit chiar de la acea vârstă pentru a nu ne obișnui să vorbim în felul acela. Pentru că pe măsură, evident că vorbirea sau felul în care noi vorbim ține de obișnuință. Dacă eu m-am obișnuit să mormăi cuvintele, așa o voi face și din ce în ce mai mult, în așa fel încât la un moment dat, la vârsta adultă, e posibil să te întrebe oamenii ce ai zis, dar mai total neplăcut, dată, da. Pentru că este neplăcut și pentru tine, pentru că trebuie să repeți mereu poate o idee foarte faină pe care tu o ai și e neplăcut și pentru ascultător, pentru că nu te înțelege și este obositor să urmărești o persoană cu o dicție sau cu o vorbire neclară, nu neapărat cu o dicție, hai să zicem, defectuoasă. Și atunci, pentru copii am pregătit o mulțime de cursuri care să le poate indica felul în care ei trebuie să țină gura atunci când vorbesc. Cum se pronunță anumite sunete, cum ducem cuvântul până la capăt, pentru că de fapt asta este una dintre cele mai mari provocări la cei mici. Să ducem cuvintele până la capăt, să spunem și t-ul final din cuvintele care se termină în t sau d-ul. Să nu înghițim silabe întregi la finalul cuvintelor și cel mai grav este atunci când un cuvânt se încheie într-un sunet, iar următorul cuvânt începe în exact același sunet, pentru că e foarte clar că unul dintre cele două o să pice. Se numește asimilare în limba română, acest procedeu în care tu practic înghiți o literă și nu mai zici. Ei bine, prin aceste exerciții pe care noi le facem atât cu creionul în guriță, cât și fără creion, cu voce tare, prin citirea și lecturarea mai multor texte cu voce tare și evident cu îndrumarea trainerilor, pentru că noi le spunem, uite, ai citit, este drept cu voce tare, dar nu s-au auzit următoarele sunete. Hai să mai zicem o dată, hai să mai facem încă o dată, plus acele exerciții de încurcă limba, acele da, cu unui tâmplar, i s-a întâmplat o întâmplare și așa mai departe, alt tâmplar și să se audă t-ul din alt tâmplar, pentru că alt se, tâmplar, da, normal. Se încheie în t și tâmplarul începe tot în t și repetând, făcând asta măcar 20-30 de zile la rând, evident mizăm și pe exercițiul de acasă, îți intră în obișnuință. Vorbirea copiilor se modifică foarte, foarte mult.
în sensul de, în momentul în care ajungem la ora de televiziune și să spunem că în săptămâna 1 facem o filmare și se înțelege așa și așa, în săptămâna 4 deja pe o altă filmare vei înțelege ce spune copilul, dar pentru că am ajuns în zona de filmare, evident că acolo, în fața camerei, trebuie să știi că dacă stai cu umerii strâmbi, mai căzut așa într-o parte, vei arăta cam strâmb. Dacă îți lași mâinile să atârne așa pe lângă tine, vei arăta precum Lowat. O cumie. Și atunci trebuie să învățăm ce să facem cu mâinile, cum să le mișcăm, cum să facem. Știi că și adulții au această problemă, foarte mare nu știu problemă, ce să facă. Că ei sunt foarte fericiți, de exemplu, adulții care vin la cursuri de tip media training dacă le dau un microfon, pentru că ei atunci cu au o preocupare, da. Țin un microfon și mă întreabă și cu cealaltă mână ce fac? Da. În momentul în care le-ai pus la valieră s-au pierdut de tot, pentru că ei au două mâini cu care nu știu ce să facă. Și încep și atunci, gesticulează. Da, atunci, nu? Din păcate nu. Stau așa? Da, cu mâinile în jos. Ca niște roboței. Pun așa câte o mână la spate și arată foarte ciudat. Și atunci le arăt. Uite, dacă tu ai reușit să puntezi cu mâna tot ceea ce tu spui, în momentul ăla pari firesc atât la televizor cât și în discuțiile, evident, cu ceilalți. Sau le dai un pic să țină în mână, să-și ocupe mâinile cu ceva, nu? Nu-i ajuți. Tocmai ca să vedem ce se întâmplă în momentul în care n-ai nimic în mână și totuși tu trebuie să fii expresiv și nu doar vorbind, adică nu doar gura trebuie să se miște, pentru că noi suntem un întreg. Un întreg, normal. Dacă doar capul, da, și corpul nu ascultă. Și corpul rămâne acasă. Și de aceea spuneam, este foarte important acest mix între cursuri de dicție pentru copii și cursuri de televiziune, pentru că în felul acesta părintele, spre exemplu, are posibilitatea să vadă progresul pe acele filmări în fiecare săptămână. El poate vedea cum a evoluat cel mic de la o filmare la alta și asta mie mi se pare extraordinar. Este. Spune-mi dacă mai faci tabere, Carmen. Da, avem anul viitor programate în vară 4 tabere, dar în prima parte a anului 2022 avem chiar de pe 3 ianuarie, adică pornim anul așa, facem revelion și am fugit în tabără. De pe 3 până pe 9 ianuarie avem o tabără de televiziune de iarnă care promite, sper eu, că va aduce foarte multă distracție și bucurie pe lângă orele de televiziune, de dicție, de actorie. Cred că ne vom distra foarte mult pentru că în ianuarie sper eu că vom avea la Bușteni, acolo unde mergem, o mulțime de zăpadă și atunci putem să facem concursuri de oameni de zăpadă și tot felul de competiții care să implice jocul cu zăpada. Nu o să facem schi, dar Vrem să rămânem întregi. Plus că, sincer, n-aș face ceva la ce eu nu mă pricep. Așa am este. Încercat să schiez, să știi. După ce am picat de 40 de ori pe pârtie, am zis că mai bine să facă alți oameni acest sport. Ne rezumăm măcar la o sanie, nu? Cu sania, da. E bine, așa. Și eu sunt în asentimentul tău. Am zis că nu o să urc niciodată pe schiuri, cel mult pe patine. Da, să plec de la munte, să mă întorc într-o singură bucată exact. Acasă. Și să fie totul bine după aceea. De aceea eu voi propune pentru tabăra de iarnă din ianuarie foarte multe workshop-uri de dicție în cadrul taberei de actorie și foarte mult stat afară, pentru că filmările le vom realiza afară în zăpadă și vom fi niște reporteri bine înfofoliți care vor relata despre tot felul de lucruri pe care le poți face afară în zăpadă. Știi prea bine că reporterii sunt obișnuiți cu asemenea condiții, nu? Îi înveți de mici. Cei mici poate cei mari au o problemă în asta în zăpadă. Cei mici, lor le place, adoră asta. Îi lași de dimineața până seara, ei numai acolo ar sta. Acum, important este să ne și iasă reportajele, dar în taberele trecute chiar au ieșit și au fost chiar spectaculoase, pentru că am avut parte de vreme foarte faină, ceea ce ne doresc
și în tabăra din 2022. Deci am reținut 3 ianuarie, câte zile? Vom sta 7 zile, 6 nopți, într-o pensiune foarte drăguță, la poalele munților Bucegi, pe care îi vedem așa în toată splendoarea lor și acolo vom avea chiar și un mare teren de sport pe care, în cazul în care nu avem așa de multă zăpadă, să putem să constituim oameni. Tot faceți voi ceva. Da, dar în principiu eu cred că în luna ianuarie vom avea. Și eu cred, așa se anunță. Îți mulțumesc tare mult, mulțumesc. Carmen, și ce mai, hai cu înscrierile. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim frumos! Păi și ca să intrăm așa în atmosferă, dacă tot am povestit despre această tabelă, hai să vedeți cum a fost la o ediție anterioară.